Trezește-te! Nu te mai plânge ca un copil că viața este grea și că nu ești motivat. Gândește-te că într-o zi vei muri. Poate în 10 ani nu o să mai fii așa liber să decizi ceea ce faci cu ziua ta. Luptă, muncește, ieși din casă și arată lumii ceea ce ești cu adevărat. Să nu fii motivat și să nu-ți dorești să realizezi ceva în viață este, după părerea mea, o gândire de pierzător. Ceea ce trebuie să faci în fiecare zi este să fii recunoscător. Fii recunoscător zilnic măcar pentru 5 lucruri de care ești conștient. Fii recunoscător pentru familia ta. Fii recunoscător pentru mama ta. Sună-o și spune-i că o iubești. Dacă ești recunoscător, nu ai frică. Și frica este cea care te ține cel mai mult în spate să încerci lucruri noi, să riști pentru a-ți îndeplini visele. Trebuie să realizezi că scopul tău are un drum, de unde începi și unde vrei să ajungi. Și între aceste două lucruri este un singur lucru, munca. Munca pentru anumite lucruri ca să ajungi din punctul A în punctul B și în funcție de cât efort depui, vei ajunge acolo și îți vei îndeplini scopul sau nu. Ce te face de succes este progresia, fiecare pas mic. Nu se va întâmpla nimic până nu te apuci să faci ceva cu viața ta. Toți așteaptă ca o oportunitate să vină, dar tu trebuie să-ți imaginezi viața ca pe o foaie albă pe care să-ți desenezi singur viața. Și credeți-mă că puteți realiza absolut orice în viață dacă munciți destul pentru acel lucru. Și dacă nu lupți pentru asta, te trezești peste 20 de ani că n-ai făcut nimic, timpul a trecut și nu mai poți avea înapoi. Și timpul chiar nu poți să-l dai înapoi. Și toți cei care așteaptă sau se uită la clipuri motivaționale, dar nu iau nicio măsură, se mint singuri. Ai o singură viață în care trebuie să faci efectiv ce-ți place, fiindcă dacă nu găsești ceva, ea trece și la sfârșit îți dai seama că nu ți-ai îndeplinit visele. Cheia succesului este disciplina. Nu există noroc, există doar muncă și disciplină. Dacă vrei mai multă libertate, ai nevoie de mai multă disciplină. Dacă vrei să trăiești viața perfectă, efectiv cea pe care ai visat-o, trebuie să muncești cum n-ai muncit în viața ta de mult. Să ai disciplină și să muncești extrem de mult, altfel n-ai cum să ajungi acolo. Toți vor să reușească, toți vor noroc, dar nu toți sunt pregătiți pentru asta și nu toți sunt pregătiți să realizeze asta. Trezește-te în fiecare dimineață și muncește. Nu te mai duci în fiecare seară să bei sau să te distrezi, fiindcă nu așa devii productiv și nu în acest fel vei reuși în viață. Nu sta pe Instagram, nu sta în fața televizorului seara, încearcă să te duci la sală, încearcă să muncești pentru tine, încearcă să devii o versiune mai bună a ta. Credeți că mie mi-a fost ușor sau că așa am arătat dintotdeauna? Eram gras, am fumat, mâncam prostii, mă îndopam cu sucuri, dar mi-am dat seama că asta nu este latura mea și am început ușor să mă interesez singur de nutriție și de fitness. Mă atrăgea din ce în ce mai mult și m-am gândit să mă schimb radical. Și odată cu schimbarea mea, m-am gândit că pot schimba și alte persoane. Credeți că am fost sponsorizat de la început? Nu, am fost refuzat de la început, atunci când le-am scris celor de la MyProtein. Și odată ce am crescut, m-au luat în echipa lor. Am muncit zi de zi pentru visul meu, pentru a excela în acest domeniu, iar în momentul de față, sunt ambasadorul MyProtein România. Găsește-ți ceva care să-ți placă și încearcă să devii cel mai bun pe acel domeniu. Trebuie să-ți găsești drumul, drumul care îți place. Fiindcă dacă nu-ți place acest drum al succesului, n-ai cum să-l ai. Dacă vrei să petreci non-stop fără a munci pentru visul tău, n-ai cum să reușești. Ori alegi disciplina și munca pentru visele tale, ori nu. Fii învingător și alege disciplina. De ce ai alege drumul mai ușor? De ce să alegi să petreci? De ce ai alege să strici sănătatea când poți deveni un om de succes clădindu-ți ușor drumul? Trezește-te și fă ceea ce-ți place ție și ceea ce te face pe tine fericit, fiindcă este viața ta, nu a celorlalți. Încetează să te schimbi, fiindcă vor alții, și încetează să nu mai crezi în visele tale, fiindcă cineva te demoralizează în privința asta. Trebuie să fii fix cum îți place ție și fix cum te face pe tine fericit. Găsește-ți oamenii care să te motiveze și cu ajutorul cărora să-ți găsești drumul în viață.